Hai să vă pup pe clepsidra. Ce să fac? A zis doctorul să fac mișcare. Păi, sala de sport a mea este plină cu butoaiele cu varză, care și ăla e jumate. De când am intrat în pandemie să nebunesc de nu halim, păi ce mâncă eu astăzi? Nu mâncă eu, mâncrași de la aer. Păi dacă stăm pe cameră, suntem pe carantină, suntem pe izolare, suntem pe casă, toți suntem acasă. N-am fost așa de când ne-am născut toți în familie. Că din când în când se mai deschidea sezonul la șerșit, dar acum s-a închis și șerșitul. Ia uite, mâncai asta 6 sarmalii, 4 găluștei cu prunii și 3 găluște de la din supa cu găluște. Asta numai masa de prânz. Și îmi zis doctorul neapărat să fac mișcare. Dar ce mișcare să fac? Eu, ce bun ești, pupute în gură. Uite, asta este țuica de prune. Cu ea fac mișcare. Fac șa. Ce să fac? Dacă e viața grea, vine primăvara, noi suntem în casă, să ne ajută Dumnezeu să scăpăm de toate problemele astea și să stăm departe unul de altul, cu mască și fără mască, în casă, toată lumea în casă. Păi, dar ce să fac mișcare? Că nu mi-a plăcut să fac mișcarea nici când eram în libertate. Da, acum. Țuică. Beau țuică, îmi scade trigliceridele, se topește grăsimile. Acum ce să facem? Am dat în cărți. Numai n-ai cui să ghicești, n-ai cu cine să vorbești, numai horoscopul nu poți să-l mai spui. Dacă dai drumul la televizor și pe vezi pe ăștia, nu te mai sculi. Te culci îngrijorat și te scol mort. Asta e. Hai să vă pup să scăpăm de toate problemele ăștia și vă rog să fiți, cum să zice, optimiști. Adică să râdeți și să vedeți viața în rost. Hai vă pup!